unde n-ai fost compatibil cu Academia Hagi, care teoretic este construită după model occidental, sau cel puțin așa susține fondatorul ei. Eu și Academia Hagi nu ne-am intersectat foarte mult, pentru că okay. lucram pentru prima echipă. Da. Deci, dar nu există prin, în club se descarcă totuși această energie de academie, de sunt foarte mulți jucători promovați, sunt foarte multe. Na, e acest încurajat acest sistem de producere de jucători către prima echipă. Unde a intervenit incompatibilitatea între tine și club? Ok, Viitorul. No, motivul pentru care am plecat de la Viitorul a fost pentru că la un moment dat am simțit că nu pot să aduc acel plus în club pentru care eu venisem. Venisem să influențez lucrurile în bine și să pot să îmi aduc aportul. În momentul în care am simțit că cunoștințele mele nu mai sunt de folos clubului, atunci am preferat să mă retrag. Oare de ce nu erau de folos clubului? Sunt convins că ai discutat cu ei. Da, am discutat și cu Gică și cu Gică Popescu și Gică Hagi își face propria strategie. Da. Și își dorește foarte mult ca lucrurile să iasă așa cum vrea el. Și de aceea, la un moment dat, când am simțit că eu nu pot să influențez în a aduce un anumit tip de jucător, pentru că în momentul respectiv asta făceam, atunci am zis, am avut mai multe încercări, nu s-au întâmplat și atunci m-am retras. Dar sunt convins că ai urmărit, așa, în orele pe care le petrece la Academie, ai urmărit procesul de creare a jucătorilor de la Academia și probabil că involuntar făceai comparații. E o diferență chiar și acolo, pentru că lumea consideră că Academia Hagi e cel mai bun motor de produs jucători din România. Academia Hagi, în primul rând, a atras cei mai buni jucători din România. Da. A avut acces la cei mai buni jucători din România și, așa cum zicea și Hagi, cel mai important este, cea mai importantă este selecția. Dacă ai jucători buni, cu aceștia poți să lucrezi și să ajungi la un anumit nivel. Dacă nu ai acces la acești jucători și nu-i ai, orice strategie ai face, orice fel de antrenamente ai face, nu poți să-i dezvolți în așa fel încât ei să ajungă să spargă pragul acesta de jucător profesionist și să se mențină acolo și să facă diferența. Deci, încerc eu acum un pic să deduc dacă va exista o concurență cu adevărat serioasă pe piața asta a recrutării de jucători tineri din România, automat și nivelul Academiei Hagi va scădea. Sau poate va crește. Crezi că va crește? Concurența, okay, împinsă de concurență. Concurența crește. E valoarea competițională, în primul rând. Pentru că știu că și acolo e o presiune totuși destul de mare. Apropo de ce vorbeai tu mai devreme, presiunea din România, presiune, e foarte multă presiune și acolo, în Academie. Cel puțin asta îmi spun sursele mele cu care tot discut. Și n-am nimic cu Hagi. Atenție, nu e discuție aici ca să denigrăm ce face Hagi. Hagi face un lucru foarte bun acolo. Da. Lui îi place presiunea, el a lucrat sub presiune și chiar și Iani spunea la un moment dat că el este obișnuit cu presiunea, s-a născut cu presiunea și îi place. Sunt jucători care nu suportă foarte bine presiunea, dar nu fac față presiunii, iar alții au nevoie de această presiune. Aș merge chiar mai departe și aș spune că unii nu pot să funcționeze decât cu presiune. Pentru că altfel nu se explică de ce atunci când era Gică antrenor, unii aveau un randament și după ce nu au mai fost cu el, nu au mai avut același randament. Dar interesant, revin, da. O presiune, rămân la părerea că presiunea trebuie să fie o presiune constructivă, pozitivă. În momentul în care este o presiune negativă, acești jucători nu se pot dezvolta sănătos.